Salutare și bună dimineața din Belgrad, Serbia. Începem cea de-a doua zi, cum altfel decât cu un mic dejun tradițional sârbesc, și anume cu un burek. Burekul este o plăcintă cu umplutură din foi. Mie personal îmi place cea cu brânză sărată. Să avem poftă, zic. Bună dimineața. Un mic dejun în Belgrad. Tradițional. Tradițional. Burek. Burek. Cu iaurt. Un burek cu brânză. Cum e nașul? Extraordinar de bună. Da? Ia uitați cum se face. Am mâncat și ieri. Cum se face? Deci deja știm cam ce gusturi sunt. Bă, iaurt perfect merge. Foietaș cu brânză. Da, e foietaș cu brânză, mai multe straturi. Da. S-a primit. Foarte bun. Să avem poftă. Și după o masă sațioasă, începem lunga zi de vizită a obiectivelor turistice din Belgrad, cu un prim obiectiv și anume Catedrala Sfântul Mihail. Această biserică este foarte cunoscută, fiind un punct de atracție important, deoarece existența ei a fost legată de foarte multe evenimente importante din Belgrad din ultimele două secole. Este construită în stilul renascentist, cu influență barocă, între anii 1837-1840, la comanda prințului Miloș Obrenović. Interiorul, după cum vedeți, este bogat decorat, iconostasul este placat cu aur, iar picturile au fost realizate de către un pictor sârb celebru, Dimitrije Avramović. De asemenea, sunt prezente în această catedrală și relicvele unor sfinți, dar și ale regelui Uros și domnitorului Ștefan Stilianović, precum și a altor conducători ai Bisericii Sârbe și domnitori din dinastia Obrenović. Lăsând în urmă Catedrala Sfântul Mihail, străbatem frumosul parc Ale Megdan către principalul punct al vizitei și anume cetatea Belgradului. Cetatea Belgrad are o istorie bogată. A fost întemeiată de celți în secolul 3 înainte de Hristos. Romanii au fortificat-o, popoarele migratoare au afectat-o, hunii chiar au reușit să o dărâme, bizantinii au refăcut-o, după care au venit slavii în Balcani. În secolul 7 i-au dat numele de Beograd sau orașul alb, care este și în prezent. Trecem prin poarta Karađorđević, construită în secolul al XVIII-lea, și ajungem la un loc care mie îmi face foarte multă plăcere, și anume Muzeul Militar, cu expoziția exterioară de vehicule și armament militar, care m-a încântat maxim, fiind și un jucător de World of Tanks, de ani buni, un joc video cunoscut.
Am intrat și în expoziția interioară, am plătit în jur de 15 lei de persoană și deși ne-am grăbit să vizităm acest muzeu, tot am stat o oră, timp în care am trecut prin istoria sârbilor, dar și a celorlalte regiuni ale fostei Iugoslaviei, de la epoca preistorică până în prezent. Se merită fiecare minut petrecut aici. Timpul a trecut fără să simțim, exponatele arată foarte bine și îți face o idee despre această regiune zbuciumată a Europei. Hainele purtate de regele Alexandru I al Iugoslaviei în momentul asasinatului de la Marsilia m-au impresionat deosebit. O altă sală deosebită este cea dedicată lui Iosif Broz Tito, conducătorul celebru al Iugoslaviei. Părăsim muzeul și trecem prin poarta Stambul, pe lângă turnul cu ceas și intrăm efectiv în mijlocul fortificațiilor cetății. Cetatea Belgradului a fost sub stăpânire maghiară până în 1521, când a fost cucerită de Suleiman Magnificul și pusă sub stăpânire turcă timp îndelungat, cu ceva întreruperi date de austrieci până în 1867, când a fost cedată autorităților locale. Din cetate se deschid panorame frumoase, locuri pline de istorie, iar statuia lui Victor, care privește către oraș, face totul să fie impresionant. De aici, din dreptul statuii lui Victor, se vede foarte bine confluența dintre râul Sava și fluviul Dunărea. Statuia lui Victor a fost construită pentru a comemora victoria Serbiei împotriva imperiilor otoman și austro-ungar în războaiele balcanice și în primul război mondial. Un moment important al cetății Belgradului a fost asediul din vara anului 1456, când românul voievod al Transilvaniei, Iancu de Hunedoara, l-a învins chiar în acest loc pe însuși Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, care de altfel a și fost rănit sub zidurile acestei cetăți.
Prin această victorie, Iancu de Hunedoara a reușit să oprească pe turci încă 70 de ani să pătrundă în aceste teritorii creștine. De aceea, de atunci până în prezent, toate bisericile catolice din lume bat clopotele la 12 ziua în onoarea victoriei românului Iancu de Hunedoara. Deci, respect maxim! Am coborât din cetate către râul Sava, facem o plimbare pe faleză până la alt punct de atracție în Belgrad și anume confluența râului Sava cu fluviul Dunărea. Aici autoritățile sârbe au amenajat un ponton de belvedere unde acest loc este mai vizibil. De aici se poate vedea culoarea diferită a râului Sava, care este mai albastru închis, și Dunărea de culoare mai deschisă, maronie. Am urcat de la Dunăre către oraș și ne-am oprit la moscheea Bayrakli, construită în jurul anului 1575, deoarece este singura rămasă în picioare din cele 273 care erau în timpul stăpânirii Imperiului Otoman. Am luat o masă rapidă, gustoasă, dar nesănătoasă, la preț bun și după o plimbare pe străzile pietonale, cu clădiri vechi, frumoase, ajungem la cea mai veche berărie din Belgrad, cunoscută sub denumirea de sub semnul întrebării, deoarece numele real a fost pierdut în timp și am servit o bere bunicică într-un loc special.
Și după o pauză am continuat cu o vizită la conacul prințesei Lubice, construit în 1829-1830, fiind reședința prințesei Lubice și fiii săi Mila și Mihailo, familia prințului Miloș Obrenović. Am plătit o taxă de vizitare de 10 lei și am putut observa luxul specific perioadei, conacul fiind construit în stilul otomano-sârb. Am ieșit de la Muzeul Prințesei și după ceva mers pe străzile Belgradului am ajuns la un alt obiectiv pe care vreau să-l vizităm, și anume Muzeul Mașinilor. Odată venită seara, mai admirăm străzile pietonale frumos luminate cu aceste clădiri frumoase și ne îndreptăm ușor, ușor către Piața Republicii, ultimul obiectiv al nostru.
Aceasta este Piața Republicii, cu statuia prințului Mihail Obrenovici al III-lea, călare pe cal, și de asemenea spate putem vedea Muzeul Național. Și cu aceasta încheiem vizita în Belgrad. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, ar ajuta dacă v-ați abonat la acest canal. Până data viitoare, vă mulțumesc!